Bună seara, dragi prieteni, și bine ne vedem și ne revedem la o nouă ediție a Cafenelei Merito online. Un loc virtual, e adevărat, dar un loc de suflet în care ne adunăm din când în când pentru a cunoaște oameni interesanți, pentru a-i lua la întrebări, mai mult sau mai puțin comode. Știți cum procedăm, de regulă începem cu întrebări comode, așa ca să le adormim simțurile și abia după aceea intrăm serios în chestiune. Eu sunt Doru Căstăian, ca de fiecare dată vă invit să ne urmăriți pe pagina noastră de Facebook, pagina de Facebook a CC de Galați, și de asemenea acolo să adresați întrebări invitatului nostru, astfel încât să putem interacționa cât mai divers și mai dinamic. Invitatul meu din seara aceasta este Alexandru N. Stermin, profesor, biolog, etolog, ecolog, bioetician, cercetător și, nu în ultimul rând, ci poate chiar în primul, explorator. Un om care, după cum vedeți, are foarte multe capacități și are foarte multe competențe, dar astăzi ne apropiem de Alexandru cu prietenie și cu curiozitate și cu dorința de a afla de la el cât mai multe lucruri. Am să vă spun câteva lucruri și din biografia lui Alexandru. Este licențiat în biologie și teologie, a absolvit un masterat în filozofie și un program de formare în psihoterapie pozitivă. A participat la expediții în jungla sud-americană, în Siberia, bursier la Universitatea din Greifswald și la Universitatea de Stat din Rio de Janeiro. Este un popularizator activ al științei și este de asemenea activ în domeniul conservării naturii. În anul 2015 a contribuit la seria Fauna României, publicată de Academia Română. În 2017 și-a lansat prima carte, Jurnalul unui ornitolog. Este și publicist, iar recent la editura Humanitas i-a apărut un volum, după părerea mea, extraordinar. E un volum care mie mi l-a făcut cunoscut pe Alexandru Stermin. Mărturisesc că nu știam cine este până atunci, însă Călătoria în jurul omului, pe care o am aici și pe care am citit-o și recitit-o cu mare drag pentru întâlnirea din seara asta, e o carte absolut remarcabilă pe care, dacă n-ați luat-o încă și n-ați citit-o încă, vă recomand din tot sufletul să o faceți. Bună seara, Alex, bun venit la Cafeneaua Merito Galați. Bună seara, mulțumesc frumos pentru prezentare. Bunica mea avea o vorbă, zicea că la pumnul lăudat să nu te duci cu sacul. Dar eu cred că bucuria cea mai mare este a mea și trebuie să vă zic ceva. Faptul că sunt aici este o dovadă clară că visele se împlinesc. Acum 3 ani de zile, eu aveam un proiect la Galați, pe brațul Măcin. Și veneam și dormeam la Galați, după care luam barca și ne duceam pe braț să vedem ce păsări sunt acolo. Proiectul ăsta a durat vreo 2 ani de zile și veneam barca. În perioada aia, ne-am descoperit pe Doru și îi citeam cărțile. Și ne-am super fascinat. Și am ajuns într-o zi la Galați și am visat noaptea că m-am întâlnit cu el la bere. Și asta chiar era un oare vis care se putea împlini, adică nu. Oare să-i scriu, oare să nu-i scriu? Zic, cum să-i scriu? O să creadă că sunt nebun. No. Și acum, în seara asta, sunt cu el aici și cu toți prietenii lui. Ceea ce e mai mult decât am visat. Deci, eu cred că primul mesaj ăsta este că trebuie să rămânem optimiști, ni se îndeplinesc visele. Și mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur că ați venit atât de mult. Mulțumesc și eu. Da, foarte interesant și acum, sincer să fiu, chiar regret că n-ai sunat. Nu aș fi considerat că ești nebun. Oricum, eu sunt ușor obișnuit cu oamenii mai originali, adică nu era o problemă, n-ar fost chiar nicio problemă să ne vedem. Vă adresez și oficial invitația pe care am adresat-o mai devreme, neoficial cumva, de a interacționa cât mai mult cu Alexandru, de a-i pune întrebări prin ViewGrai sau în scris. Noi vom colecta inclusiv de pe pagina de Facebook întrebările care sunt adresate. Prin urmare, vă rog frumos să nu fiți timizi și să interveniți în discuția noastră,
care îmi doresc din suflet să fie una vie și incitantă și sunt convins că așa va fi, mai ales cunoscându-l foarte bine pe Alex. Uite, Alexandru, pentru că ți-am promis că o să încep cu o întrebare simplă și cu una care nu o să te pună în dificultate, spune-ne de unde vine acel N din numele Alexandru M. Sternin. Are o poveste litera aceea? Sau? Da, are. Eu, când m-am născut, mama a vrut să-mi pună numele Sandu. Și acolo la noi în sat nu mai era nimeni cu numele ăsta. Și toată lumea a zis, ce nume e ăsta, Sandu? Așa ceva nu există, nu se poate. Și a venit tata și a zis, nu, îi punem Nicolae, că așa îl chema pe tata, Nicolae. Și mama nu s-a lăsat și a zis, hai totuși să nu rămână numai Nicolae. Hai să-i punem Alexandru, că Alexandru cel puțin era în calendar. Și atunci mi-a pus Alexandru Nicolae Stermin. Dar, nu, așa cum sunt mamele, crești și până la urma urmei tot cum vor ele fac. Și mai toată lumea îmi zice Sandu. Și numele ăla e de la Nicolae. Și l-am pus acolo ca să rămână așa urmă, să nu se supere tata, că chiar l-am scos de tot. Da, după cum vezi, am intuit că e o poveste acolo în spate. Chiar am verificat azi în carte, pentru că văzusem prezentarea de pe site-ul editurii Humanitas și chiar am verificat în carte dacă apare restul numelui, însă nu apăruse și atunci chiar am vrut să-mi satisfac curiozitatea asta încă de la începutul întâlnirii noastre. Sandu, o să folosesc și eu atunci apelativul ăsta, care ți-e cel mai familiar și cel mai drag. Sandu, ceea ce evident atrage atenția la tine dincolo de spiritul viu și extraordinar din cartea asta, e și caracteristica aceasta de explorator, nu? Pe care trebuie să recunoaște, nu poți să o pui foarte des pe afișul care prezintă un invitat. Nu avem exploratori chiar așa la fiecare sută de metri și nu întâlnim în viața de zi cu zi foarte frecvent oameni care explorează. Și prima mea curiozitate, cumva, exprimat așa cât de colocvial se poate, e ce Dumnezeu e căuta prin locurile alea. Adică, bun, Măcin e una, dar jungla amazoniană, Siberia, nu știu, nu cauți cu lumânarea, poate fi curiozitatea atât de puternică încât, sau nevoia, sau setea de ceva, o să ne spui tu de ce, atât de puternică încât să trimită oamenii în mediile astea extreme, ca să spunem așa? Da, poate să fie. Eu cred că nu e doar curiozitatea, dar este și foarte multă frică acolo. Când oamenii fac unele lucruri extreme, chiar dacă par că le fac așa fără pic de frică, de fapt ei le fac din frică. Mie mi se pare că din frică facem tot. De asta nu e o emoție pe care trebuie să o respingem. Și este o emoție pe care chiar ar trebui cumva să o îmbrățișăm și să o folosim în favoarea noastră. Acum, de ce am plecat? Momentul ăsta e destul de lungă. Eu cred că atunci când eram copil, îmi doream foarte, foarte mult să pot să mă duc prin toate locurile pe care le vedeam la teleenciclopedia. Deci, cumva viața mea se împărțea așa în sâmbătă aia când începea teleenciclopedia și așteptam o altă. Atunci eram îndrăgostit, după aia m-am îndrăgostit de oameni, atunci eram îndrăgostit de emisiunea asta. Și cumva de când eram copil mi-am promis că atunci când mă fac mare, o să mă duc să văd eu cu ochii mei toate lucrurile astea. Și totul a început, de fapt, de la călătoria asta pe care am făcut-o atunci când am făcut 30 de ani. Treceam printr-o perioadă din asta așa în care în viața mea se răstogolea o groază de lucruri și am început să conștientizez că la un moment dat o să mor. Și am început să-mi fie foarte frică de moarte și mă gândeam că atunci când o să fac 30 de ani o să fie un prag din ăsta, eram naiv atunci, un prag din ăsta în care ceva o să moară în mine și așa a fost, a murit o parte din mine, dar credeam că o să mor și de frică de moarte am plecat în călătoria asta. Și frica asta de moarte m-a făcut să mă duc cumva și să mă confrunt cu ea. Am zis, acum unul din noi câștigă, ori tu, ori eu. Și așa am plecat. Dar asta a fost în spatele, asta a dat frica asta de moarte, mi-a dat energia să mă duc. Dar am ales locul ăsta pentru că voiam să mă duc să văd toată biodiversitatea aia de acolo. Pentru mine, Amazonul era locul în care sunt cele mai multe animale de pe pământ.
Și voiam să mă duc să le văd. Și măcar dacă se întâmpla să mor, muream în locul ăsta în care erau cele mai multe animale de pe pământ, cel puțin în capul meu. Și așa, la 26 de ani, mi-am deschis un cont și am început să-mi strâng bani acolo pentru că atunci când fac 30 de ani să pot să plec în călătoria asta. Și am plecat. După care m-am întors. Și s-a organizat o expediție transiberiană organizată de Universitatea Babeș-Bolyai și de Centrul de Cercetări de la Jibou și am fost propus, spre surprinderea mea și spre bucuria mea, am fost propus zoolog în expediția asta. Și m-am dus. Dar când am ajuns eu, de fapt, în 2015, acolo în Brazilia, m-am îndrăgostit de Rio de Janeiro. Și după ce m-am întors acasă, recunosc că tot timpul căutam burse și programe ca să aplic și să pot să plec acolo. Eu visam că la un moment dat o să am proiectele mele în Brazilia și o să mă duc și o să stau acolo și o să fie extraordinar de frumos în toată nebunia de diversitate, de biodiversitate. De ce? Pentru că orașul ăla e o metropolă, una dintre cele mai mari metropole ale lumii. Dar în același timp are foarte multe zone verzi și parcuri în jur și fiecare parc e aproape ca o junglă. Deci biodiversitatea vine foarte aproape de urban. Și așa, o îmbinare, e splendid. Și am zis că mi-ar plăcea să mă duc să trăiesc acolo. Și am aplicat pentru o bursă, pentru mai multe, bine, ca așa se întâmplă tot timpul, ca să câștigi una, trebuie să aplici pentru foarte multe. Și am aplicat pentru bursa asta, am câștigat-o și m-am dus acolo la universitate. Și am început așa o colaborare cu ei. Le-am spus că, uite, urmează să mă duc în expediția asta în Siberia. Și după 2 ani de zile mi-au scris că organizează și ei o expediție și traversează o insulă, e un monument UNESCO, e o insulă din asta, monument UNESCO, dintr-o parte în alta 2 săptămâni, au nevoie de 4 oameni într-o echipă și că dacă vreau eu să fiu unul din ăștia 4. Și așa am acceptat. Și m-am trezit, așa, prost să fii norocăiești, în a doua expediție. Și m-am dus de fiecare dată cu același entuziasm. Este copilul ăla din mine care, nu, face cumva ce și-a dorit de când era mic. Mă întreb la modul foarte serios, dar și glumim puțin în același timp, dacă oamenii ăștia care toți au acordat burse în Siberia îți doreau binele de fapt sau nu, dar uite că tu ai continuat să te întorci din expedițiile astea, să-ți dorești să ajungi mereu în alte expediții și să ajungi acolo. Acum, cumva, Alexandru, aș vrea să... Lucrurile pe care le-ai povestit tu mi-aduc aminte de o declarație pe care cred că a făcut-o Einstein la un moment dat. Sigur, acum internetul geme de citate, citate și pseudocitate din Einstein, dar ăsta cred că e autentic. Când, întrebat fiind despre felul în care i-au venit ideile fundamentale ale teoriei relativității, Einstein a răspuns ceva de genul ăsta. A spus, cred că un motiv este acela că eu la 20 ceva de ani îmi puneam întrebări pe care oamenii în general nu și le mai pun de la 5 ani. De exemplu, ce e spațiu? Sau ce e timpul? Sau da, ce sunt lucrurile astea care par de la sine înțelese? Și cumva regăsesc în ceea ce spui tu aceeași candoare și aceeași bucurie cumva de a ști, dar îți mărturisesc că sunt și puțin încurcat de răspunsul tău, pentru că invitația mea către tine a venit nu doar din simpatie, a venit și din asta, ci și din dorința de a aduce cumva un model și un mod de a fi către elevii și studenții noștri și colegii noștri. Și acum stau și mă întreb dacă modelul descris de tine, și întreb foarte serios și cu toată candoarea de care sunt stare, modelul ăsta descris de tine, dacă ți se pare unul scalabil, crezi că în fiecare copil stă, cum spunea Carl Sagan, un mic naturalist, așa, care dacă ar fi stimulat într-un fel sau altul, ar putea ajunge să-și dorească să exploreze, să vadă jungla, să vadă Siberia și așa mai departe, sau te vezi mai degrabă ca pe o excepție? Cum vezi chestiunea asta? Eu cred că potențialul ăsta există în fiecare, pentru că evolutiv noi acolo am apărut, în mijlocul naturii. Și s-a păstrat și eu mă întreb, dar și eu mă întreb de ce toată curiozitatea asta de copil cumva a rezistat în mine.
Și eu cred că a fost o formă, nu știu, psihologic vorbind acum, cumva a fost o formă în care eu mă disociam de anumite realități din jurul meu și îmi cream o lume pe care să o explorez. Eu am văzut, de exemplu, ies ultima dată, acum 2 luni, am ieșit cu copii în pădurea Făget. Niște copii de 6 ani. 6 și 7 ani. Și am găsit o frunză și pe frunză era o gală, așa o umflătură din asta de țesut de frunză, în care, în general, viespile fac ca ouă și țesutul ăsta crește în jurul ouăl ăla de viespile. Eu când găseam gale din astea cu copii, le deschideam și le povesteam de fiecare dată că este o viespe care vine și care pune oul acolo. Și că se fac larvele. Și de fiecare dată când deschideam o gală, era fie un ou, fie o larvă, dar niciodată o viespe. Eu niciodată nu văzusem viespe aia. Și acum când am ajuns cu copiii acolo și am deschis gala, înăuntru ce să vezi, era o viespe. Și toți copiii erau, eu am zis, o viespe, și toți copiii erau grămadă pe gala aia și eu trăgeam din mâna lor gala ca să mă uit eu prima dată la ea. Și mi-am dat seama că atunci, efectiv, a ieșit copilul ăla din mine și nu-i mai lăsam pe ei. Eram în stare să îi împing ca să văd ceva ce eu tot povesteam, văzusem. Și atunci mi-am dat seama că am fost norocos că a rămas copilul ăsta cumva curios în mine, dar nu știu să-ți spun exact de ce. Nu știu să spun de ce. Pentru că ce mai cred eu că e important este faptul că curiozitatea te mână înspre cunoaștere. Și cunoașterea este ceva scalabil. Tu poți acolo să intri pe performanță. Și să intri pe performanță și să încerci să faci performanță doar ca să te aprecieze ceilalți. Și evident că în știință, când descoperi ceva, după 5 ani vine cineva care nuanțează cu totul ce ai spus tu și aproape că ieși din toată scena asta. Și am văzut un experiment cu copii, și poate că îl cunoașteți, în care copiii desenau de plăcere. Și a venit cineva și a început să le dea buline colorate pentru că desenau. Și au continuat să deseneze. Și am dat, nu le-au mai dat buline. Și copiii n-au mai colorat. Și atunci eu am ajuns în care, din curiozitate, am încercat să cunosc. Dar am avut marele ăsta noroc să nu mă opresc la cunoaștere, să-mi iau satisfacția din altceva, din mirare. Și atunci mirarea nu e scalabilă. Eu din astea două lucruri trăiesc. Noi, ca zicea că suntem ceea ce rămâne din noi după ce toți ceilalți ne desfințează. Am spus că tot ce am scris eu în cartea e prost și fals. Eu o să rămân cu mirarea și curiozitatea pe care le-am avut și care m-am împins să scriu cartea asta și am descoperit lucrurile. Și atunci cred că trebuie să găsim așa un spațiu cumva în care să reducem competiția, să reducem tot ceea ce înseamnă scala și să ne păstrăm acolo ceva ce nu poate să fie evaluat clar. E, da. E foarte greu. Înțeleg ce spui și în același timp și mintea mea caută și funcționează, pentru că probabil toți cei de aici care suntem profesori știm că unul dintre lucrurile pe care încercăm să le trezim perpetu în mințile și în sufletele elevilor noștri este curiozitatea. Știu că sunt și elevi și studenți printre invitații noștri din seara asta. Și vă rog tare mult pe toți, când simțiți nevoia să interveniți cu întrebări sau cu comentarii, să o faceți, ridicați o mânuță virtuală sau dați orice alt semn vizibil și pentru mine și o să vă acord cuvântul cu mare. Și mai e ceva, scuze-mă, acum mi-a venit în cap. Cred că eu, după ce am terminat facultatea, am predat la Palatul Copiilor, cât eram la masterat. Și după asta am lucrat pe o groază de proiecte și în proiectele astea de conservare, pe lângă studiile pe care le făceam în teren, mă implicam foarte mult în partea de comunicare și ieșeam cu copiii pe teren. Și după ce am ajuns la facultate, am continuat să mai fac proiecte cu copii și cred că și contactul ăsta, care stăteam tot timpul cu ei, mi-a păstrat fie curiozitatea asta, pentru că mă bucuram cu ei de aceleași lucruri. Eu văd, e foarte diferit când ies în teren cu adulții și când ies cu copii. Copiii văd tot. Trebuie doar să fii acolo lângă ei și să le spui ce e aia, ce e că întreabă. Adulții aproape că nu mai văd nimic, trebuie să le arăți tot ce e în jur, că ei nu mai pot să vadă. Da, regăsesc în toată cartea ta și în toată prestația ta publică dragostea asta aproape
și pătimașă pentru, sau hai să nu zic aproape, să nu iau din intensitatea formulei, dragostea asta pătimașă pentru natură, biofilia, nu? Cum îi spunea Edward Wilson, cred că o numea așa, adică tendința asta noastră de a ne simți bine în mijlocul a ceea ce este viu, de a ne bucura și de a iubi cumva mediul natural din care provenim. Deși bănuiesc că vei fi de acord cu mine ca biolog că relația noastră cu mediul natural este una profund ambivalentă. Pentru că acolo unde ne găsim viața, rădăcinile și sursele, tot de acolo ne poate veni și moartea, nu? Dialogul acela absolut incredibil pe care l-ai avut cu Renato, nu? Ghidul tău din junglă, în Robert, care... Renato mi-a povestit de fruct. Da, scuze, Roberto, dar Renato e cu fructul, că eu sunt cu paragraful cu fructul în mână și o să vin imediat la el. Discuția aceea despre moarte, da, citesc din memorie și sper să nu mă încurc, când tu ai întrebat dacă nu e teamă junglă și el a spus, păi n-am de ce să-mi fie teamă de animale, pentru că în esență poți să mori în două feluri, fie hai să spunem din cauze evitabile și atunci depinde de mine și n-am de ce să mă tem, dar majoritatea cauzelor care te-ar putea omorâ nu depind în niciun fel de mine, prin urmare iarăși n-am niciun motiv să mă tem. E o poziție perfect stoică, nu? Cred că la Seneca am întâlnit genul ăsta de raționament și la Epictet și în alte părți, la Epicur, nu? Apare genul ăsta de raționament pe care, iată, recrează un om în mijlocul junglei cu o naturalețe incredibilă. O să-mi dai voie să citesc paragraful ăsta extraordinar despre fruct, pentru că mi-a plăcut foarte mult și cum mai toată lumea, din ce văd așa, e acasă sau într-un loc familiar, bănesc că aveți niște fructe pe acolo, poate că ați și mâncat fructe azi. Ei, nu sunt foarte sigur că știați până la cartea lui Sandu cum se mănâncă un fruct. Am să vă spun cum se mănâncă un fruct exotic. Ne-am așezat pe nisip, am deschis plasa imensă și am scos briceagul, iar Renato mi-a spus, fructele exotice nu se mănâncă oricum. Există un ritual. Iei fructul în mână, cu grijă, îi simți textura și greutatea. Îl privești pe toate părțile până e sigur că nu mai rămâne milimetru pătrat din fruct neatins de privire, de privirea, mintea și mirosul tău. Apoi închizi ochii și după ce ai simțit textura și mirosul, ai văzut forma și culoarea, încerci să-ți imaginezi cum arată înăuntru și ce gust are. După asta îl tai în jumătate și confrunți ceea ce vezi cu ce ți-ai imaginat. Îl miroși iar reimaginezi gustul după textura, culoarea și mirosul din interior și abia într-un final îl guști. Astfel, gustul fructului are, dincolo de realitatea lui finală, o poveste, o nuanță. Tot întorcându-l pe toate părțile, tot încercând să-ți imaginezi gustul, trezești receptorii de gust și miros, trezești simțurile, le pui în gardă, le pregătești, le antrenezi și așa fiecare va fi pregătit să se întâlnească și să simtă experiența fructului în plenitudinea ei. Absolut minunat paragraful și mărturisesc că l-am folosit la școală și o să-l mai folosesc, în general când vorbim despre senzații, pentru că e o pledoarie foarte frumoasă și cu accente epicureice profunde așa, despre plăcerea până la urmă de a te bucura prin toate simțurile tale de natură, fie ea concretizată și sub forma unui fruct. Însă voiam să te întreb, Sandu, cum stăm acum din punctul ăsta de vedere? Cum vede un biolog ca tine și un explorator ca tine? Cum vede faptul că între noi și lumea naturală se interpun, practic, de la o generație la alta, tot mai multe filtre digitale, electronice și așa mai departe? Ne îndepărtează de natură tehnologiile momentului, ne sunt, dimpotrivă, căi de a ne apropia de ea. Cum putem să luăm copiii din fața calculatoarelor și să-i ducem pe brațul măcii? Cum facem chestia asta? Sau nu trebuie să facem o alegere?
Aș vrea să încep cu o idee ca să nu... Vreau neapărat să o spun și nu vreau să o uit până la final. Deci eu cred că tehnologia are rolul ei în viața noastră. Nu sunt de părerea ideilor astea postmoderniste acum care au apărut că trebuie să ne ducem toți în pădure, să ne facem o colibă și să trăim în ea. Nu. Eu cred că tehnologia ne va ajuta să salvăm natura. Ne ducem cu GPS, nu ne ducem oricum. Da, ne ducem cu GPS. Dar nu cred că noi avem o relație cu natura. Nu cred că avem o relație cu natura. Pentru că, în primul rând, nu știm cum să avem o relație cu natura. Imaginați-vă că ai un copil. Copilul ăla îl înveți de mic cum să înceapă o relație cu oamenii din jur. Îi spui, uite, faci cu mâna, spui bună ziua, spui papa, te duci, spui vă rog să-mi dați aia, trimis la magazin, îl înveți, îți spune vă rog să-mi dați aia, mulțumesc frumos. Sunt niște norme pe care copilul le învață ca să interacționeze cu lumea și să aibă o relație cu oamenii. Exact așa sunt niște norme și niște instrumente pe care copilul le învață ca să interacționeze cu mediul virtual. Și să știe cum să-și deschidă laptopul, ce să facă, cum să vorbească pe Facebook sau ce să posteze. Sunt niște lucruri pe care noi îi învățăm pe copii. În schimb, nu îi învățăm cum să interacționeze cu o vacă. Nu învățăm cum să interacționeze cu o plantă. Nu-i spune, uite, poți să te duci să-i pui apă, poți să-i rup frunzele uscate, să... Nu învață lucrurile astea. El tot crescând, își dezvoltă capacitățile ca să aibă relații cu oamenii și cu mediul virtual și cu alte medii, dar nu are niște capacități ca să aibă niște relații cu natura. De ce zic eu asta? Pentru că o relație, din perspectiva mea, are patru planuri. Are planul în care împarți resurse. Noi de la natură luăm resurse. Natura din când în când mai este așa un spațiu în care ne ducem să ne recreăm. Dar noi nu trebuie să ne întâlnim cu ea, ci nu trebuie să ne întâlnim cu noi. Este și din când în când așa ca divertisment, e o chestie de aventură. Uai, ne-am dus la natură, ce natura e periculoasă și e o aventură. Dar e divertisment, acolo nu e relație. Însă dincolo de asta, relațiile pe care le ai, de exemplu, cu oamenii și cu alte elemente, sunt relații în care este implicat emoționalul. Trebuie să cultivi ceva emoțional acolo, pentru că dacă din emoție vine motivația să o aperi și să interacționezi și mai mult cu ea. Nu? La copiilor și cel puțin multora, le lipsește latura asta emoțională în care ei să poată cumva să cultive niște relații emoționale cu natura din jur. Și după asta, eu cred că ceea ce ține omul cumva așa, sunt felul în care oamenii interacționează la nivelul valorilor. Noi împărțim niște valori. Și valorile astea ne dau sensul. Eu nu văd sensul așa ca o idee spre care tinzi, un punct, un obiectiv spre care tinzi, ci o țesătură de valori. Nu știu, că oamenii se nasc și mor, că toate lucrurile se nasc și mor, că există un ciclu, că după bine o să fie rău, după rău o să fie bine. Și lucrurile astea noi, fără să știm, le învățăm din natură. Sunt firești. Acolo, natură, înveți. Copiii sunt departe de asta și atunci normal că ne dorim niște lucruri care nu-s firești. Noi, oamenii, ne dorim să trăim tot timpul, să nu murim niciodată. Unde Dumnezeu, natură, se întâmplă așa ceva? Și noi acum, stând în lumea asta, ne gândim că perspectiva lui Roberto a fost stoică sau era de neînțeles. Cum adică să accepți moartea? Cum să accepți frica? Cum să te gândești că despre unele lucruri poate să fie frică, despre altele nu, că nu le poți controla? Însă toate lucrurile astea sunt din natură și cred că asta ne lipsește nouă și copiilor. Nu avem niște mecanisme, niște instrumente cu care să cultivăm niște relații emoționale și niște relații filozofice, cumva o raportare filozofică, să luăm niște valori de la natură, să vedem că ele de acolo vin. Eu cumva și în cartea asta am încercat așa cât am putut să arăt că etica, iubirea, toate de acolo vin, sunt întrebările fundamentale ale noastre. Uite, de acolo vin, din natură, într-o oarecare măsură, ele de acolo vin, calitativ sunt acolo, chiar dacă cantitativ, noi cultural, le dezvoltăm mai mult, dar ele sunt. Și atunci asta ne lipsește, legătura emoțională și cumva valorică și existențială cu natura. Și cred că noi nu avem o legătură, o relație. Nu avem o relație cu ea pentru că astea două planuri ne lipsește și astea conturează relația în sine. Aș merge chiar un pic mai departe de ceea ce spui. Pentru că tu spui așa, nu învățăm până la urmă lucruri elementare despre cum să interacționezi cu natura.
Nu cred că, eu personal nu cred că învățăm nici lucruri elementare despre cum să ne raportăm la ea și cred că cum să ne raportăm intelectual și cognitiv. Și ca să explic un pic la ce mă gândesc, nu pot să nu observ, sigur, cu oarecare formație de filozof, de profesor, de filozofie, cum să zic, de absolvent de filozofie pe care o am, că atunci când vorbim despre natură, de fapt există un soi de circulație din asta a memelor și a ideilor care e absolut necontrolată din punctul meu de vedere. Unii văd, de exemplu, natura ca pe un paradis armonios în care nu trebuie decât să ne găsim locul. Alții o văd, nu, cum spunea Tennyson, însângerată în colț și ghiare, nu, o văd ca pe locul de unde trebuie să fugim și de care trebuie să ne ferim pentru că soarta noastră de oameni e adăpostirea. În fond, noi acum discutăm printr-un mediu electronic care n-a crescut în natură, n-a apărut în natură și suntem înconjurați de tot soiul de tehnologii și device-uri, nu? De la cărți până la ochelari și de la computere până la, știu eu, iPod-uri sau ce Dumnezeu mai are fiecare pe acasă. Dar dincolo de asta, eu cred că nici despre valori nu vorbim foarte mult în școala românească și că, uite, filozofia pe care ai pomenit-o, n-aș vrea să sune ca un soi de pledoarie pro-domo, de asta cumva n-aș fi vrut să o aduc în discuție, dar chiar ieri citeam un comentariu care m-a întristat cumva, în care, pe Facebook pur și simplu, în care cineva numea filozofia în școala românească ca fiind una dintre disciplinele fără miză. Pentru că, din păcate, de multe ori miza școlii românești, de ce să nu o spunem, este succesul la examen. Evaluările naționale, bacalaureatul, admiterea și tot ce nu e obiect pentru examenele astea nu-și găsește locul acolo. Despre valori nu știu să se discute prea mult, în ciuda faptului că fiecare programă școlară conține valori și că ele ar trebui să fie parte din raportarea noastră firească la educație. Sigur că nu generalizez și sigur că există excepții, dar nu m-am putut abține de la considerațiile astea, poate un pic mai melancolice și mai în răspăr cu tonul de până acum al discuției noastre. Dar mă bucur tare mult să aud din gura cuiva care e până la urmă un specialist în știință considerațiile acestea despre sens, despre valoare, despre valori și despre toate lucrurile acestea care aparent nu contează. Personal, cred că ele contează tare mult și tocmai indiferența noastră față de ele ne-a dus la colapsul ăsta moral și societal în care trăim acum. Însă, în fine, să revenim, propun, la tonul optimist, cumva. Și aș vrea să te întreb, preluând o primă întrebare din public, și de asemenea vă încurajez să întrebați cât mai mult și cât mai multe. O întrebare care vine de la doamna Iancu, Lucreția Iancu, care întreabă așa, dacă te-ai vindecat de frica asta de moarte? Este, și la care eu adaug, este vindecabilă frica de moarte? Eu am scris eseul ăla despre moarte după ce m-am întors de acolo. Și în octombrie anul trecut, când am avut lansarea cărții, a fost online, simte că veneam spre birou aici la școală și știam că astăzi o să fie lansarea, cartea era publicată de o lună de zile. Și eu mă gândeam, zic, Doamne, eu am lansat și eu n-am terminat eseul ăla despre moarte. Deci, nu cred că se vindecă, dar se nuanțează. Și am descoperit ceva, că de acolo au mai urmat foarte multe experiențe din astea, sau nu foarte multe, au mai fost câteva experiențe de-a mele de confruntare așa cu moartea. Am început să citesc pe tema asta, am început să-l citesc pe Yalom, am început să citesc psihoterapie din asta, psihologie și psihanaliză. Și s-a întâmplat ceva. Frica asta mare, 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 care m-a împins înspre a înțelege, de fapt, ce-i cu moartea, m-a ajutat să formulez, era așa, moartea era ca o chestie mare, neagră, în fața mea, de care mi-era frică să mă apropii. Dar din curiozitate m-am dus și am început așa să pun mâna pe ea.
ea e enormă, infinită și simt așa în vârful degetului, am simțit ceva. No, și atunci mi-am dat seama că acolo e un mister. Deci i-am dat nume, era ca un mister. Și se întâmplă ceva când începi să te confrunți cu un mister. Ai două stări, cum spun grecii. Pe de o parte te înspăimântă, dar pe de altă parte, cu cât începi să te liniștești, să-l vezi și să-l simți, începe să te fascineze. Și atunci fascinația asta care vine după ce te înspăimântă, echilibrează starea asta în tine și nu, în continuare mi este frică de moarte. Dar pe de o parte sunt fascinat de ea. Mai era la un moment dat un colonel de al armată care zicea, dar nu mai știu cum îl cheamă, am citit de ceva vreme, zicea așa că dacă vrei să-ți învingi un dușman, trebuie să-l cunoști foarte bine. No, eu de foarte multă vreme citesc pe tema asta morții. Și nu cunosc moarte, dar cunosc sentimentul. Dar el zice așa, că în momentul în care îl cunoști, dușmanul ăla, se întâmplă ceva. Începi să-l iubești. Și exact așa, în momentul în care am distilat câteva lucruri pe care le-am citit despre moarte, a început să mi se pare că moartea nu e chiar, dracul ăsta nu e chiar atât de negru. Și în carte, la un moment dat, este acolo un paragraf în care cumva eu vorbesc despre semnificația și despre importanța pe care o are moartea în viața noastră, că dă calitate vieții noastre, și despre faptul că moartea este cea care până la urma urmei a dus la diversitatea lumii pe pământ și la apariția noastră. Dacă nu cădea meteoritul ăla acum 60.000 de ani în Yucatan, acolo să moară toți dinozaurii mari, noi nu eram pe pământ. Și cumva am văzut și cealaltă parte a ei. Nu cred că poate fi vindecată, nici nu vreau să o vindec. Pentru că e un motor care mă ține. Dar poate să fie nuanțată. Și să facă parte din țesătura asta a sensului, să fie așa un fir acolo la care te gândești și care te face să fii cine ești. Nu, ăsta e unul la care e frică de moarte. Și plagăștele. Ok. Mulțumesc. O altă întrebare sună așa. Sigur, dacă m-aș apuca acum să filozofez, să mă duc și eu pe tema asta a morții, cred că o să plictisesc de moarte audiența, ca să zicem așa. Așa că o să mă abțin. Filozofii știi, probabil, au scris mult despre moarte, de la Platon până la Heidegger și până la așa numitele death studies, da? Ca bioetician bănesc că știi despre studiile despre tanatologie și despre studiile morții cu privire la moarte și la felul cum este preluată din punct de vedere cultural și există cărți fascinante în direcția asta, însă nu o să merg pe această direcție. În schimb, mai prea o întrebare de la cineva din public care întreabă așa, cum reușești, dacă reușești, eu zic că reușești, reușești să-ți păstrezi entuziasmul? E o chimie naturală sau te ajuți de anumite trucuri într-un fel sau altul? Și aș adăuga eu, entuziasmul e o stare continuă sau e cu ups and downs? E cu momente mai bune sau mai puțin bune? Nu e o stare continuă. Nu. Entuziasmul cred că are foarte multă legătură cu libertatea. Și libertatea, eu cred că are legătură cu responsabilitatea. În momentul în care ești foarte responsabil, poți să fii liber. Și dă lumea voie să fii liber. Și atunci, de multe ori, eu îmi pierd entuziasmul. Și fac lucrurile nu din entuziasm, ci din faptul că am o responsabilitate față de mine. Mi-am luat un angajament. Pentru că sunt și foarte mulți studenți care vin la mine să-și facă lucrarea de licență și super încântați și entuziasmați de temă. Și încep. Și după două luni se stoc. Nu mai au entuziasm. Și să le spun că le lipsește angajamentul. Și după aia, dacă tu te angajezi și faci lucrul ăla pentru că te-ai angajat să-l faci și ești responsabil față de tine și față de lumea din jur, treci peste perioada aia și dintr-o dată apare entuziasm. Te trezești că îți place ce faci. Așa și, din păcate, așa se întâmplă și când ești într-o relație abuzivă. Stai acolo în abuz și te trezești că îți place. Nu, răul se transformă în bine. Exact așa e și cu entuziasmul. Când ești într-un proces și te-ai implicat în el, îți iei responsabilitatea față de tine,
Nu mai vrei nici entuziasm, nici motivație, faci acolo pentru că o faci pentru tine. Și asta te conectează foarte tare de tine și într-o dată începi să te trezești iară că ești entuziasmat. Și mai e încă ceva cu entuziasmul ăsta. Am fost invitat la conferința asta Super Teach și despre asta am vorbit acolo și m-am gândit foarte multă vreme la ce o să zic și am întors-o pe toate părțile și am găsit o chestie. Ești entuziasmat pentru că îți dorești ceva. Și când îți dorești ceva, înseamnă că nu ai. Problema este că în momentul în care ai, nu-ți mai dorești și ți s-a dus entuziasmul. Da? Eu îmi doresc un telefon și mă duc și lucrez toată vara ca să-mi iau telefonul ăsta. După ce mi-l iau, nu mi-l mai doresc. Important este să nu ajungi niciodată să ai lucrurile pe care ți le dorești. Și atunci aici cred că trebuie să fie o chestie, să facem diferența între obiectiv și ideal. Eu vreau să mă duc într-o expediție ca să văd ce se întâmplă acolo, ca să cunosc. Și eu mă duc și văd și am o listă. Și vin acasă cu lista și sunt foarte fericit cu lista de specii pe care am făcut-o. Dar aia nu înseamnă că cunosc. Aia înseamnă că am văzut ce îi. Cunoașterea e o chestie pe care nu atingi niciodată. Cunoașterea e un ideal. Lista pe care eu am făcut-o e un obiectiv pe care l-am atins. Exact așa cum vrei să iubești. Nu dacă te căsătorești, ai atins un ideal. Nu, ăla e un obiectiv. Și tu îți dai seama că și căsătorii s-ar putea să nu iubești. Trebuie să continui să cultivi. Exact așa cum dacă ai luat un 10, nu înseamnă că știi. Înseamnă că... Cred că te avânți pe nisipuri mișcătoare, dar eu te las. E să continui cu meditația. Da, din entuziasm. Știi? Da. E din entuziasm. Nu, nu și... mă refeream la remarcile despre căsătorie. Dar sigur, dacă tu vrei să mergi în direcția asta, sigur, e ok. Adică nu vreau să că sunt unele lucruri pe care le facem. Asta le spun și la studenți. Uite, te gândești că nu. În viață, ca să fii împlinit, ce trebuie să faci? Să termini o facultate, să îți iei o mașină, să ai o casă și să te sori sau să te măriți. Bun, dar de ce? Că poți să termini o facultate, să-ți iei o casă, să te însori sau să te măriți și să ai și copii și să-ți dai seama că tu nu ești împlinit, pentru că le ai și gata, îți mai trebuie. Dar, de fapt, în spatele la facultatea aia pe care o faci, tu vrei să cunoști, și dacă ai o facultate, nu înseamnă că cunoști. Căsătorii, te gândești că ți-ai găsit iubirea și că iubești, dar s-ar putea să iubești, dar poți să continui să iubești, pentru că iubirea e un ideal, nu poți să atingi niciodată. Mașina îți dă o libertate, dar tu dacă nu știi să-ți cauți libertatea, degeaba ai mașină, și casa îți dă o stabilitate, dar dacă tu nu ești stabil în tine, nu ai stabilitatea care e ideal. Și atunci la ce m-am gândit eu este că e important să ne vedem obiectivele. Dar noi să nu ne uităm la obiective, să luăm obiectivele și să fim tot timpul cu ochii spre ideal. Și idealul e un orizont spre care tot mergem. Dar pe care niciodată nu-l atingem. Însă e important să ne sclipească în ochi. Și dacă îl vezi și te duci înspre el, dorința de a-l atinge crește, știi că nu-l atingi și îți păstrezi așa o parte din entuziasm. Deci cred că e important să-ți dorești niște lucruri pe care nu o să le poți avea niciodată, dar într-o oarecare măsură le vezi și le anticipezi și te bucuri de ele și te duci înspre ele. Adică ne întoarcem la felul în care ai deschis tu dialogul, la ceva scalabil. E bine să fie lucruri scalabile, dar trebuie să ne dorim lucruri pe care nu le putem scala. Și asta cred că ne ajută să ne păstrăm entuziasmul. Eu cred că înțeleg ce spui, mai mult decât atât. Sunt de acord. Eu în mod fundamental sunt de acord cu ce spui. Ceea ce tu numești ideal, eu numesc axa verticală a existenței. Eu cred că orice spațiu, ca să devină spațiu și să nu fie o linie, pur și simplu, să nu fie bidimensională, are nevoie de tridimensionalitate, are nevoie și de o direcție verticală. Să-i spunem ideal. În esență și prin definiție, cred că, hai să zicem, idealul ăsta e de neatins, însă el are un rol formator, exact cum spui. E acolo pentru a mă readuce cumva la lucrurile care sunt importante. E regula rectitudine, cum o numea Andrei Cornea, opunând-o regulii corectitudine. Andrei Cornea spunea în excepția că oamenii se ghidează în general după două tipuri de reguli. Regulile corectitudine sunt regulile practice, utilitariste, regulile de folosit în fiecare zi. Regulile rectitudine sunt precum rigla,
da? Că de aici vine rectitudinea asta despre care vorbesc, care să ne readucă la pe drumul bun în momentul în care avem tendința să o luăm razna. Dar vin eu și întreb, Alexandru, Sandu, vin eu și întreb, e foarte frumos ce spui, iar eu unul personal rezonez și vibrez la ceea ce spui tu aici. Însă, întreb cu toată franchețea de care mă simt capabil, este un discurs din ziua de azi? Crezi că pledoaria asta a ta pentru vertical și pentru ideal mai răsună în societatea de azi, în care ceea ce nu e până la urmă direct util sau poate fi obținut până la urmă prin eforturi clare, algoritmice și așa mai departe, tinde să fie desconsiderat? Nu suntem oare un pic demodați în abordarea asta, nu știu, să zicem, a eticii virtuții pe care o aduci aici? Mai spune ceva, și întrebarea asta nu se adresează numai ție, mai zic o dată, avem elevi care ne ascultă și ne urmăresc, și cumva ar fi foarte interesantă și perspectiva lor. Contează dimensiunea asta verticală, idealul, valoarea, din orizontul ăsta axiologic, sau ar fi bine să devenim cu toții cât mai eficienți, cât mai utilitariști, să urmărim lucruri care pot fi obținute, nu ca e vers pe pereți, scalabile, lucruri care se numără, da, ca să zic așa, într-un fel sau alt. Nu știu, e o întrebare, chiar nu știu răspunsul. Dintr-o perspectivă științifică, ar trebui să facem lucruri care sunt utile. Pentru că știința asta vine să rezolve cu tehnologia problemele. Dar și să trăim mult, cât mai mult și să fim sănătoși, dar ni se prelungește viața, însă ne pierdem calitatea ei. Și cred că filozofia și toate poveștile astea pe care le avem noi aici, astea sunt făcute să ne dea calitatea vieții. Și cred că e ceva. Oamenii care fac asta, care cred în lucrurile astea, în idealul, ăștia au o putere de seducție foarte mare. De ce? Pentru că eu am avut profesori care cred că gândeau așa ca mine și mă duceam la curs. Și stăteam și venea un profesor care voia să-și preținte cursul, totul era matematic, trebuia să știm ca să luăm, nu? El își vorbea și venea, era foarte interesant ce zicea și pleca. După care venea câte unul din ăsta, care erau puțini, dar când vorbeau, vorbeau cu o pasiune din aia și le strălucea ochii. Și te uitai și ziceai, bă, ăsta știe ceva. Nu. Eu vreau să fiu, adică vreau când fac ceva să-mi strălucească ochii. Și ochii ai străluceau pentru că el își vedea idealul. El era acolo printre noi, dar se uita în față și își vedea idealurile. Și atunci, cred că e încă poate să fie valabil discursul ăsta pentru că se duce foarte mult. Și se vede diferența. Se vede diferența dintre oamenii care mai speră în lucrurile astea și cred în ele și oamenii care nu. Și cred că ăștia au o altă calitate a vieții. Da, ceea ce spui e, din ce știu eu, și susținut destul de multă cercetare. Și până la urmă, și eu cred că o perspectivă din asta foarte îngust, utilitaristă, nu e cea mai înțeleaptă alegere, pentru că ce să vezi, asta e una din vechile intuiții ale filozofiei morale, însă cercetarea modernă a confirmat-o cu vârf și îndesat. Ce să vezi, simpla posesie de bunuri și bogăția per se nu produc neapărat sens, împlinire și nu produc acea calitate, acea calitate intrinsecă a vieții la care ne-am aștepta. Mi-aduc aminte că fusese publicat acum câțiva ani un soi de top al celor mai împlinitoare, ca să spunem așa, profesii. Și ați fi surprinși, poate, să aflați că unele dintre cele mai de succes, aparent meserii din lume, nu erau nici măcar în primele 50 de meserii ca nivel de satisfacție pe care le aduceau.
De exemplu, oamenii care conduceau, de pildă, bănci sau alte instituții financiare erau binișor mai jos decât anumite categorii de mecanici auto, de pildă. Pentru că adevărul ăsta este, nu știu dacă dumneavoastră vă urmăriți mecanicii când lucrează la mașina noastră, dar eu uneori îi văd și văd de multe ori în privirea unor dintre ei chiar curiozitate și pasiune, mai ales când văd ceva nou. Uite, chestia asta în motor e făcută altfel decât mai știu eu ce. Bun, asta e o discuție complicată. Sigur, nu o să devenim ipocriți să spunem că banii nu contează, deși noi profesorii cam încercăm să ne autoconvingem de chestia asta în general în România. N-o să merg într-o direcție ipocrită. Ei contează, dar contează și alte lucruri în mod fundamental. Și cred că o provocare pentru noi, educatorii, e să ducem cumva chestia asta către elevii noștri și perspectiva asta către elevii noștri. Nu știu dacă tu, Sandu, urmărești comentariile care se scurg în chat, dar sunt multe entuziaste. Spune că sunt așa, sunt speriat, încerc să te urmăresc, să fiu atent, știi? Nu, fii atent, lasă că ți le citesc eu, nu te împrăștia în mai multe direcții. Spune colega noastră, Gabriela Tsilachidis, da, despre asta este vorba, domnule Stermin, să iubești cu ardoare ceea ce faci, să fii o inspirație. Foarte adevărat, viață cu sens. Dacă profesorii ar avea și ar transmite această strălucire a minții și a inimii, școala ar arăta altfel. Bine, aici au fost trei comentarii diferite de la trei oameni diferiți, n-am mai zis numele. Avem și întrebări. O întrebare cumva un pic mai tehnică, ca să spunem așa, vine dinspre prietenul și colegul meu de la Facultatea de Filozofie, Liviu Cocei, care întreabă în felul următor. Antropologii, respectiv exploratorii, au uneori tendința de a antropomorfiza și de a înțelege natura cumva pornind de la structurile umane și de la psihologia umană. Cum vă poziționați față de asemenea perspectivă? E antropomorfizarea, adică tendința de a da formă umană unor fenomene neumane? E un lucru bun sau e un lucru mai puțin bun? Cum îl vezi? Acum, obstacol, ca pe cum apare în munca de cercetare? Lucrurile s-au nuanțat. Chiar acum a apărut o teorie a conștiinței și spune că, de fapt, conștiința a apărut datorită faptului că noi am început să credem că și celelalte lucruri au conștiință. Nu știu, când mă enervez pe scaun, că m-am lovit de el și trag una crezând că și el are conștiință, și cumva faptul că noi atribuim conștiință umană altor elemente a fost unul care a ajutat la evoluția conștiinței noastre, pe de o parte. Pe de altă parte, multă vreme am încercat să nu antropomorfizăm animalele. Până când, ce să vezi, acum ne trezim că nu mai știm să tragem limita între om și animal. Pentru că mai nou, de vreo 5 ani de zile, după scala după care se evaluează personalitatea umană, cei 5 big, the big five, se evaluează și personalitatea animalelor. Deci, nu că antropomorfizăm animalele, nu le antropomorfizăm, dar ne zoomorfizăm pe noi. Adică începem să găsim animalul din noi, să vedem că noi suntem ca, într-o oarecare măsură, semănăm cu foarte multe alte animale. Da, scuză-mă, te rog. Da, și din perspectiva asta, este oarecum, a început să fie acum și cel puțin în etologie, eu predau și etologie în comportament animal. Și puțin am început să ne dăm seama că da, ne-am speriat foarte multă vreme că am putea să le antropomorfizăm, dar chiar așa sunt. Jane Goodall, toată viața ei a încercat să nu antropomorfizeze cimpanzei și a venit cu date și a zis, uite, sunt ca noi, fac războaie, fac aia, fac, suferă, au, toată lumea ce nu, le antropomorfizează. Nu, de fapt, chiar așa îi. Toate calitățile pe care noi le avem există calitativ, dar într-o măsură diferită, la alte animale din jurul nostru. Toate. Mă bucur că
că ai adus discuția în zona aceasta, tu ai pomenit-o pe Jane Goodall, eu aș pomeni pe Franz de Waal, un coleg de-al tău de editură, ca să spunem așa, sunteți amândoi publicați la Humanitas. Între noi fie vorba, Franz de Waal ar fi trebuit să vină în România, nu știu dacă știai chestia asta, era o întâlnire pusă la punct înainte de pandemie, din păcate pandemia l-a împiedicat. El este autorul unei cărți care se numește Suntem suficient de inteligenți, da, ca să înțelegem inteligența animalelor. Și sigur că perspectiva lui de Waal, de acolo, e foarte asemănătoare cu ce ai spus mai devreme, și anume că, de fapt, descoperim foarte multe procese, foarte multe structuri, foarte multe, știu eu, înclinații comportamentale, tipare și așa mai departe, pe care le credeam specifice omului, descoperim că ele sunt, de fapt, hai să nu spun omniprezente, dar că sunt puternic prezente inclusiv în lumea animală. E o întreagă discuție aici, care este în sine fascinantă. Nu mă pot împiedica să nu mă refer un pic la exemplul pe care l-ai dat cu cimpanzeii. Franz de Waal este autorul unei cărți, de fapt e prima lui carte, cartea care l-a făcut cumva cunoscut publicului larg, Chimpanzee Politics, da? Politica cimpanzeilor, din care aflăm că cimpanzeii fac niște lucruri care s-ar putea să vă sune familiar. De exemplu, când se află în... au campanii electorale. Da? Un mascul alfa nu ajunge alfa impunându-se prin forță, ci pentru că obține susținerea grupului. Da? Deci primește votul. Atenție, votul femelelor fiind hotărător în general în stabilirea unui alfa de grup. Și atunci el curtează electoratul și o face printr-o serie de metode care s-ar putea să vă sune cunoscut. Discută cu cei mai jos membri ai ierarhiei, lucru pe care de obicei nu îl face. Ia pui, se afișează cu pui în mijlocul comunității și așa mai departe. Mă rog, asemănările, să zicem, nu se limitează la ce am spus eu. Dar e o discuție. De Waal e unul dintre oamenii de știință care vorbește clar despre un continuum evolutiv între speciile animale și vine cu ideea foarte interesantă din punctul meu de vedere, că de fapt fiecare specie ar trebui cumva evaluată conform propriei complexități și frumuseți și nu prin raportare la om. Că pușa e o specie simplisimă pe lângă om, dar e o specie care are frumusețea ei abisală dacă o privești ca pe o căpușă și nu ca pe o gânganie în drumul spre om. Există și oameni, uite, mă gândesc de exemplu la Ramachandran, da? Care în Telltale Brain, neuroștientistul, da? Ramachandran, are o pledoarie taman inversă și spune, da, ok, am descoperit niște lucruri comune între animale și om, însă asta nu trebuie să ne facă să pierdem din vedere unicitatea omului, caracterul lui absolut exploziv, complet diferit în cadrul lumii animale. În fond, între cel mai inteligent cimpanzeu și Shakespeare există o prăpastie de netrecut. Tu unde te poziționezi cumva în discuția asta? Cum vezi lucrurile? Da, între Shakespeare și cimpanzeu există o prăpastie de netrecut pentru că noi am omorât și neandertalienii acum 40.000 de ani și Homo erectus acum 70.000 de ani și am creat această prăpastie că am omorât speciile dintre noi. Am observat și eu și mi-a plăcut foarte tare că ai spus asta, că cei care lucrează acum în ultima vreme în neuroștiințe trag foarte mult jarul sub ceaunul nostru, al oamenilor, și spun că acum 3 luni a fost descoperit, nu știu, faptul că pe neuronii noștri există mai puține canale ionice, ceea ce îl ajută pe neuron să nu consume atât de multă energie așa cum fac neuronii maimuțelor și în felul ăsta, în energia pe care o consumă neuronul unei maimuțe, noi ne permitem să avem 3 neuroni, deci 3 neuroni sunt conectați mai bine și putem să gândim mai mult. Și foarte multe studii încep să ne demonstreze că într-adevăr suntem special, dar asta se întâmplă la o rezoluție foarte mică. Deci dacă te uiți între noi și celelalte
mai multe care există astăzi. Dar nu e atât. Noi, prin competiție, am eliminat foarte multe alte specii care dădeau nuanța aceasta degradeului. Și dincolo de asta, eu, de exemplu, predau anatomie comparată. Aici luăm creierul de la pești și vorbim despre creierul de la pești în evoluția lui până la oameni și până la mamifere. Și se vede o nuanțare care e un degrade, o devenire din asta. Deci sunt de partea lui Franz de Waal. Dacă n-aș fi fost eu, mi-ar fi plăcut să fiu Franz de Waal. Da. Cred că și mie mi-ar fi plăcut. De Waal este și pentru mine unul dintre autorii care m-a marcat și m-a tulburat așa în egală măsură. Și la el simt ca și la tine foarte multă bucurie intelectuală și foarte multă curiozitate din aceasta copilărească. Îmi dai voie să spun o întrebare mai de tabloid, așa? Nu o să te întreb despre starea civilă, deși bănuiesc că sunt oameni interesați și de asta, dar nu o să te întreb despre asta. Mara, mulțumesc pentru mânuța sus, Angelina la fel. Ok, pentru că am întrebări din public, o să mă rețin deocamdată cu a mea și eventual vin un pic mai încolo cu întrebarea mea tabloidă. Mara, te rog. Bună seara. Servus. Am înțeles că sunteți și etic biolog. Etician, da. Etician, așa, scuze. Da, vreau să întreb cât de ok mi s-ar părea păstratul animalelor ca animal de companie, în general. Și de ce? Și în funcție de ce răspundeți, mai am niște întrebări, dar vedem răspunsul. Deci, știi cum, unele... Din perspectivă biologică, atunci când ceva se întâmplă, și spui dacă e bine sau rău, știi, intră în categoria eticii, dar de fapt intră în categoria unei ideologii mai mult. Așa că e foarte greu dintr-o perspectivă bioetică să spui dacă ceva e bine sau nu. Însă poți să analizezi nuanțele. Sunt într-adevăr unele animale care au evoluat de atât de mult timp ca fiind animale de companie, încât nu ar putea să supraviețuiască altfel. Și atunci, din perspectiva asta, animalele ăstea sunt niște animale de companie, că așa au ajuns evoluiv prin selecție artificială să fie. Sunt însă altele care au ajuns forțat animale de companie și care, nu știu, se vede clar că nu le merge, nu știu. Sunt acum tot felul de papagali ăștia mari, ara, sau nu sunt făcuți să stea într-o cușcă. Și atunci, din perspectiva asta, sunt animale sălbatice ținute în captivitate, nu sunt animale de companie, că... Mulțumesc. Mulțumim, Tamara, de răspuns. Da, și mai vreau să întreb. Mă gândeam că o să ziceți ceva de genul. Cum ați, adică, de exemplu, când alegem orice animal la nimereală, cum am stabilit dacă acesta ar putea sau ar fi ok, nu l-ar afecta să stea în captivitate sau l-ar afecta? Uite, sunt rasele de câini și de pisici care prin selecție artificială, de-a lungul timpului, au fost, nu știu, oamenii au ales pisicile care se simțeau cel mai bine în casă. Dacă se simțeau cel mai bine în casă, erau cele mai sănătoase, aveau pui mulți. Deci sunt animale astea care de multă vreme sunt animale de companie. Pe când acum, din nevoia asta de exotism, au apărut tot felul de alte animale care trăiesc în captivitate, dar care de fapt sunt animale sălbatice. Cred că pot să discut asta de la caz la caz. Să nu uităm că oamenii sunt animale. Și să nu uităm, da. Asta spunem așa. Ok. Mulțumesc, Mara. Mai ai întrebări acum? Deocamdată nu, mulțumesc. Deocamdată nu. Da, merg către doamna Angelina Rivera Roca Bado. Sper că am pronunțat bine. Bună seara!
Sărut mâna. Mă bucur să vă văd. Foarte faină seara asta. Eu stau aici și recunosc că răsfoiesc pe sub masă cartea. Este foarte faină, am ajuns la jumătatea ei și mărturisesc că am citit-o pentru că la Buzău, de unde sunt eu, din Râmnicu Sărat, avem un cerc de lectură și în februarie cartea pe care vom discuta este chiar Călătorie în jurul omului. Nu știu dacă ai aflat. Ai, ce frumos, mulțumesc! Nu știu dacă ai aflat, știu că colega mea care se ocupă de acest cerc ar fi trebuit să ia legătura cu tine la un moment dat și să te invite la acest cerc, fie online, fie fizic. Dar vedem până atunci, mai e până în februarie. Voiam să te întreb, pentru că sunt profesor și pentru că mă interesează educația elevilor mei, nu numai cea care vizează competențele lingvistice, pentru că eu predau limba franceză și limba engleză. Cum am putea să-i ajutăm să nu devină așa grad de egolatrie, cum spui tu la un moment dat, încât să nu mai fie conștienți de legătura pe care o avem cu natura și de forța naturii? Ce putem noi face ca profesori să-i ajutăm să nu ajungă acolo, așa cum sunt generațiile noastre în acest moment? Pentru că trebuie să recunoaștem, și atunci când am citit asta mi s-a părut dur, dar este o realitate și aș vrea să ne spui cam cum vezi tu lucrurile, ce am putea face pentru generațiile de copii, de tineri. Vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Particip cu foarte mare plăcere la toate cercurile astea de lectură. Eu am să plec 5 săptămâni în Brazilia acum, din 2 februarie, dar putem să discutăm, să vedem cum e cu fusul orar și cum putem să ne vedem. Pentru cealaltă întrebare, cred că trebuie să ieșim cu ei în natură. Acum, de 2 ani de zile, cred, poate ați auzit, este un proiect care se numește Școala în Natură și proiectul ăsta, coordonat de Oana Mândruț, prin proiectul ei, ea vrea de fapt să schimbe cumva legea educației și într-o oarecare măsură fiecare profesor de la toate disciplinele să trebuiască oarecum să scoată cel puțin o oră elevii în natură și să facă acolo fizică, chimie, desen, matematică, orice. Și sunt ambasadorul acestui proiect și eu sunt foarte încântat de el. Cred că asta trebuie, exercițiu. Avem nevoie de exercițiu, să-i scoatem în natură și să se conecteze cu ea. Pentru că altfel, așa, din povești, e... Să fiu răutăcios acum, dar să știi că s-a înmulțit numărul elevilor care închid geamul că e frig. Știi? Da. Scuză-mă, am intervenit ca nu cam peret. Da, asta cred că poate că dacă îi scoatem afară se îmbracă mai gros și îți pregătiți când ies. Deci asta cred că au nevoie de exercițiu. Trebuie să-i scoatem și să interacționeze cu natura. Dar natura nu trebuie să-i ducem în Amazon să-i mănânce vidrele. Să iei aici într-un parc undeva. Când spuneai la început că parcurile din Rio de Janeiro sunt ca în junglă, mă gândeam că mulți beneficiem în orașele noastre de condiția asta, adică nu trebuie să mergem până Rio de Janeiro ca să obținem asta. Ani Bordan, te rog. Nu pot să nu zic nimic, că e așa o întâlnire și așa o seară faină și, într-adevăr, cafenelele astea tale sunt... întâlniri de suflet. Nu vreau decât să spun că atunci când l-am cunoscut pe Sandu la o conferință Supertici, invitatul, cred că exact, a Oanei Mândruț, sau mă rog, a fetelor din Cluj, am zis wow, adică e un tânăr pe care dacă îl vezi și l-auzi, zici wow. Astăzi zic wow, wow, adică mai zic o dată și mărturisesc cu regret că n-am știut despre această carte pe care deja o caut, o comand și o voi avea cât de repede. Da, aminteam la început de proverbul acela cu la pomul lăudat, să nu te duci cu sacul, ai la cine să te duci cu doi saci în fața lui Sandu. Eu mai completez cu un proverb aici, cu încet ajungi departe sau departe ajungi.
ceea ce el de fapt a făcut și încă un lucru pe care mi s-a confirmat în această seară, dacă mai era cazul, este faptul că nu trebuie subestimat niciodată un om care muncește pentru un vis al lui. Mi-a plăcut că și-a făcut acel cont și a avut acest vis și i-a ajutat Dumnezeu să și îndeplinească și doresc în continuare să se bucure de câte călătorii își dorește și pe unde își dorește, să vină și înapoi de unde pleacă și, cum zicea Doru, să n-aibă frică de, sau nu știu, te-ai exprimat într-un mod care m-a făcut să și zâmbesc, că n-ai nicio frică așa când te duci, că nu te mai întorci, ceva de genul. Deci îți doresc să te întorci de peste tot de unde te duci. Acum că ai amintit, asta m-a făcut să ridic mâna, că ai amintit de Școala Natură, de proiectul acesta minunat al Oanei. Să știi că ne implicăm cât de mult putem și tot mai mulți. Mărturisesc că, într-adevăr, copiii mei sunt mici, am clasa întâi, dar anul trecut, în pregătitoare, după ce am amenajat un parc împreună cu părinții și, mă rog, primăria m-a ajutat să îmi îndeplinesc acest vis, că era de fapt un vis al meu să am un loc în care să-mi desfășor activități cu copiii în natură. Nu extraordinar de, știu eu, dotat, niște cauciucuri la care părinții au participat, le-au vopsit, le-au făcut funcționale. Ore de lectură minunate în aer liber și matematică cu cei mici poți să faci oricând. Ei numără frunze, numără fire de iarbă, numără pietricele, numără tot ce găsesc. Și e o matematică și e viață și e conectare la propriu cu natura. Îi învăț să umble de sculți în iarbă, ne ducem în parc, îmbrățișăm pomi. Nu știu cât de mult contează asta, dar eu cred că are cel puțin influența asupra copiilor și în ce privește sănătatea lor fizică. Adică sănătatea de care ieșit un aer liber, de fapt, ne aduce sănătate. Am aici un caiet, mi-am notat câte ceva, că dacă Doru era cu citatele din carte și eu încă n-am carte, am zis că să am și eu ceva prin față. Te încurajez, Sandu, să dorești în continuare să te întâlnești cu Doru la o bere pentru că merită. El știe cânta și la chitară și în întâlnirile astea tu știi că sunt chestii faine, ies lucruri faine. Și da, vroiam și eu completarea ceea ce spunea Angelina, pe care o salut și mai salut pe Livia și pe multe fete pe care le cunosc aici, niște tipe foarte faine, apropiate de copii, despre dacă ai putea să accepți niște invitații de acolo, de sus, de unde ești tu și cu atât de multe competențe și atât de un om la care, repet, spun wow, wow, să accepți o invitație, de exemplu, la copiii mei mici într-o întâlnire online sau eu sunt în Luduș, lângă Cluj, aproape fizic, să le vorbești despre ce crezi tu că îmbunătățește această relație a copilului cu natura. Ce frumos, da, mulțumesc. Da, să știți că am activități cu copii în fiecare vineri, aproape am câte un Zoom cu câte o școală. Acum, săptămâna viitoare, am cu o clasă de a șasea. Super, da, înseamnă că lansez invitația și nu mă las până nu... Da, ne conectăm pe Facebook și vorbim. Cu mare drag. Mult. Și mulțumesc frumos pentru... Mersi și eu mult și mersi, Doru, pentru seriile astea la care, sincer, îmi pare foarte rău atunci când nu reușesc să ajung. Deci chiar regret că nu vin la cafenelele tale. Sunt de milioane. Mersi mult. Mulțumesc și eu mult, Ani. Să nu se mai întâmple, te rog, pe viitor, să ajungi la toate, da? Mai ales că plănuim să mai facem și... După cum cred și sper că se vede, ne străduim să aducem oameni interesanți, relevanți, oameni care chiar au lucruri de spus și sigur că noi putem aduce pe toți, pentru că ar însemna să facem 200 de ani doar cafenele merită zilnic. Sunt mulți oameni frumoși în România și mulți oameni faini și interesanți, dar măcar pe unii dintre ei o să-i
puteți regăsi la noi aici, la Cafeneaua Merito. Și dacă tot am pomenit, îi spune Cafeneaua Merito pentru că proiectul Merito, alături de alte câteva entități, mă refer și la Synergetics, firma care ne ajută de fiecare dată cu vizualul evenimentului, proiectul Merito, ne ajută foarte mult. Nu prea am eu momente publicitare în general în timpul acestor intervenții, însă oamenii ăștia chiar ajută. Nu e așa simplu cum pare, poate. E un proiect care nu înseamnă doar că ne adunăm pe un Zoom și discutăm, implică destul de multe lucruri și fără Cosmin Chiriță de la Merito, fără Vali Frim de la Synergetics, fără colegii de la CCD și așa mai departe, probabil că nu s-ar întâmpla întâlnirile astea și probabil că nu așa des. Și sigur, chiar dacă nu o să-i placă că fac chestia asta, nu pot să nu menționez și pe Doina Gelu, care e omul care a imprimat CCD-ului din Galați o identitate și o structură, zic eu, interesantă și oarecum originală. Bun, dacă mai sunt alte întrebări sau intervenții pentru Sandu, cu mare drag, vă ascult și vă rog chiar să interveniți în continuare. Bună seara, nu știu dacă mă auziți. Da, te auzim. Bună seara, te auzim. Te salut, okay. Ramona, îmi pare bine să te revăd. Da, și eu sunt foarte, foarte bucuroasă. Chiar... Asta mea elevă și mă bucur că ești cu noi. Așa, sunt foarte bucuroasă că sunt la această reuniune. Practic a fost de nicăieri venit și într-un mod în care mă poate ajuta foarte, foarte mult. Vreau să adaug o conexiune față de ideea de a scoate elevii și studenții în natură. În prezent eu sunt studentă la arhitectură de interior și acum lucrez la disertația mea. Și tema principală sunt studenții și mai exact responsabilitate prin implicare directă în mediul natural. De ce eu la arhitectură de interior am dorit să mă conectez cu natura? Prin faptul că noi la renovare, în general, ne conectăm foarte mult doar cu spațiul interior și nu observăm ce este în jurul nostru, nu înțelegem pe deplin clădirea în care suntem, unde este situată și cu ce poate să modifice orice ce am face noi în interior, pentru că practic avem nevoie de exterior, e într-o continuă conexiune. Și în principal doresc să creez un spațiu unde studenții să poată realiza un stagiu, o practică în mediul natural. Și anume vor avea un spațiu unde să poată face cercetare împreună cu specialiști, arhitecți, ingineri, biologi, din toate ramurile care se pot conecta să ajute natura și conservarea ei, dar în mediul natural, să fie în mijlocul problemei și totodată a soluției și să conștientizeze practic tot ce este în jurul lor. Pentru că una este să faci un proiect și să vorbești despre el, dar fără să te afli în acel spațiu, fără să simți, fără să ai, cum am spus dumneavoastră, emoții și o responsabilitate și astfel, fiind acolo, trăind împreună cu toate vietățile, practic, și toată natura aceea care te menține în viață tot ce avem în jurul nostru, am zis că clar ar trebui să fac această temă pentru disertație și mă simt foarte, foarte conectată cu modul dumneavoastră de a vorbi și trăirile și am zis că trebuie mult să fiu aici și să împărtășesc totodată din personalitatea mea și din ceea ce consider, ceea ce gândesc, ceea ce mi se pare minunat, îmi place foarte mult și așa că încerc să aplic și eu ca persoană micuță în această lume și încerc totodată prin modul meu de a fi și de a face lucrurile și proiectul meu să fiu exact responsabilă și să mă gândesc de pe acum și să fiu conștientă că pe urmă va trebui să fiu în lumea aceasta adevărată și să fac proiecte care nu vor fi așa simple ca la facultate și voi întâmpla diferite poduri
și ziduri de a le învinge și de a mă ridica, cum a zis, pe axa verticală către idealuri. Așa că eu sunt pe aceeași lungime de undă cu dumneavoastră și cu toată discuția de aici, ceea ce mă bucură foarte, foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Ramona. Să știi că proiectul tău e extraordinar și e de perspectivă. Este o știință nouă acum care a apărut, se numește ecologie umană. De câțiva am predau și cursul ăsta. Este una dintre cele mai interdisciplinare științe și are foarte mare legătură cu ce spui tu. Este o ramură care se lucrează pe arhitectura de interior și de exterior și cumva și încearcă să conecteze omul. Că ecologia umană e despre asta. Este despre relația dintre om și natură și natură și om. Și abordată pe foarte multe planuri. Și e de perspectivă și te felicit foarte frumos. Mulțumesc frumos. Chiar nu știam, spuneți în România că s-a integrat această... A apărut și la noi, acum se predă și în universitate. Nu știu dacă altcineva se predă, dar la noi se predă de câțiva ani, ecologia umană, dar au început să apară și facultăți de ecologie umană. Nu doar că e un subiect, o materie, dar sunt și facultăți în afară. Ok, nu știam aceasta. La mine, la facultate aici, nu, că eu practic sunt în Belgia, nu sunt în România. Noi facem renovare, dar am vrut eu să mă duc pe latura de sustenabilitate, durabilitate. De aceea și practic, vrând nevrând, mă leg de ecologie. Mulțumesc frumos, o să caut mai multe informații despre asta. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc. Să spunem că aici la noi înseamnă la Cluj, da? Că poate da. E evident pentru toată. Dar atâta de mică lumea că mi se pare că... Ok. Avem o întrebare de la Antonio Doncea. Te rog, Antonio. Bună seara. Bună seara. Aș avea două întrebări. Prima ar fi, ne încurcă cumva biologia noastră actuală în a trăi viața din secolul ăsta? Pentru că, cumva, am evoluat timp de milioane de ani în junglă, și numai în junglă, în savană, și am fost stimulați de mediu. Iar acum lucrurile se schimbă. Suntem cumva plictisiți și căutăm un sens în lucrurile din jurul nostru. Deci, ne împiedică biologia noastră actuală în a trăi o viață, să zic, mai bună. Și a doua ar fi, la majoritatea primatelor, sclerotica e neagră, cu excepția omului și a gorilei. Și aș vrea să întreb dacă e... ceva legătură între sociabilitate și sclerotică albă, pentru că e un contrast mai puternic între culori și bănuiesc că ai putea să surprinzi mai bine gesturile unui membru din grupul tău dacă ai avea sclerotică albă, dar nu sunt foarte sigur și m-am gândit să vă întreb. Mulțumesc! Da, foarte faine întrebări. Deci, ca să-ți răspund la prima cu sclerotică, acolo există sunt câteva ipoteze care spun că, de fapt, ne-a ajutat în comunicarea asta gestuală și că atunci când ai tipul ăsta de ochi, poți să vezi foarte ușor unde se uită celălalt. Și este, de fapt, se crede că e unul din punctele de la care a început să evolueze la noi teoria minții. Adică să ne uităm la el și să ne gândim ce crede celălalt cu mintea lui, unde se uită, ce face, ce intenție are. Dincolo de asta... ne-a ajutat foarte mult să ne coordonăm atunci când am început să vânăm în grup. Pentru că uitându-ne cu ochii am putut să ne transmitem semnale unul celuilalt și să vânăm mult mai bine. Că știam în ce direcție se uită liderul și unde să ne ducem și ce să facem și care trebuie să stea și care trebuie să... ne comunicăm foarte mult cu ochii. Deci sunt, dacă îmi dai voie să intervin cu o glumiță... atâtea milioane de ani de evoluție ne-au dus practic către instituționalizarea bârfei, nu? Și a observatului celorlalți în mediul social, ca să spunem așa. Ok. Ce gândește celălalt? Și a încercat să gândești ce gândește celălalt. Data viitoare, când o să mi se pară că elevii noștri și studenții noștri sunt superficiali în raport cu noi, o să-mi aduc aminte că eu vreau să pun o întrebare de tabloid, iar Antonio întreabă despre sclerotica primatelor, ca să mă liniștesc așa. Super, super întrebări, Antonio, și cred că e mai dator ai un răspuns. La da, prima. Legat de biologie. Cumva, știi ce e cu biologia asta? Biologia noastră e așa cum e și de fiecare dată am încercat să ne adaptăm la mediu.
și mediul se schimbă. Și noi ne schimbăm în tandem cu mediul. Imaginează-ți că, nu știu, la un moment dat stăteam în pădure și eram foarte adaptat să vânăm. După care s-au fragmentat pădurile și a trebuit să ieșim în savană, să vânăm în savană. După care am început să nu mai vânăm în savană, am început să devenim agricultori. Deci mediul s-a schimbat continuu. Și noi ne-am schimbat în tandem cu el. Este povestea din Alice în Țara Minunilor cu Regina Roșie, în care se spune ca să rămâi pe loc, trebuie să alegi continuu. Noi asta facem. Ca să rămânem pe loc în acest mediu, trebuie să alergăm continuu și să ne adaptăm la el. Situații din astea au mai fost de-a lungul istoriei, mediul s-a schimbat dintr-o dată și noi ne-am adaptat la el. Nu există, în momentul în care mediul nu se schimbă, nu există evoluție. Ne gândim, era un termen folosit mai de mult pentru fosilele vii, pentru animalele care stau, de exemplu, nu știu, în zone abisale unde sunt aceleași condiții, cele de milioane de ani stau așa pentru că mediul nu s-a schimbat. Însă, în general, totul e dinamic. Și asta e, biologia ne ajută, variabilitatea noastră, de aia e important să fim diferiți. Cu cât suntem mai diferiți și există mai multă variabilitate în noi, cu atât avem șanse să ne adaptăm și unul dintre noi să găsească o soluție la mediul cu care ne confruntăm. Nu știu dacă în trecut oamenii se plictiseau în triburi prin Africa asta, nu știu. Dar asta e biologia noastră, nu e bună sau rea. Așa e și așa a fost dintotdeauna. Da, eu aș tinde să spun că ne joacă feste uneori. Gândiți-vă numai la... Uite, mă gândesc la mecanismul foarte simplu al poftei alimentare și faptul că suntem înconjurați tot timpul de mâncare ușor accesibilă a dus, nu, la obezitate ca problemă endemică și așa mai departe. E un singur exemplu dintre multele. Iarăși, glumind un pic amar, așa, Sandu, aș spune că pe lângă exemplul al tău cu vietățile marine care nu s-au schimbat pentru că nu s-a schimbat mediul, parcă seamănă un pic cu sistemul de învățământ românesc, așa. Am rămas într-un anumit fel pentru că nu... Dar e identic cu cel universitar. Ok. Dacă se poate, aș mai avea înaintat o întrebare legat de ce a spus mai devreme. Te rog. Legat tot de biologia noastră, mă întreb iarăși, suntem făcuți să răspundem la niște anumite întrebări fundamentale, cum e, de exemplu, conștiința sau, de exemplu, ce e coaia sau lucruri de genul acesta, pentru că, până la urmă, iarăși, am evoluat să răspundem la niște stimuli din mediu, nu să gândim probleme filozofice. Dar nu... Cumva, întrebarea ta e foarte justificată și foarte bine pusă, dar nu am evoluat ca să, nu a fost un scop. Da, exact. Noastră. Și nu suntem făcuți ca să. Nu există un scop în felul în care suntem făcuți. Deci suntem aici dintr-o vastă, nu știu, conjunctură de hazard și avem în față un orizont deschis absolut. Nu există intenție în evoluție. Deci noi ne putem gândi că conștiința a apărut ca să ne ajute să fim atenți în jur și să nu murim. Dar nu de asta a apărut. A fost, s-a ajuns aici. Însă lucrurile merg în continuare, fără un sens evolutiv. Trebuie să trăim și să ne reproducem. Evoluția asta vrea. Și după care am venit noi cu partea culturală, unde zicem că măcar dacă trăim și ne reproducem, hai să încercăm să trăim bine. Și să ne reproducem frumos. Da, interesant. Trebuie să trăim să ne reproducem și uite, noi stăm în întâlniri online. În loc să ne ocupăm de scopurile evoluției. Da, da, asta e pentru calitatea vieții. Deci să încercăm să vedem scopurile astea cum trăim bine. Că te reproduci ne-am... Bun, dacă mai aveți întrebări sau intervenții, mulțumesc mult, Antonio, foarte faină intervenția ta. Și sigur că aș fi și eu cumva tentat să mă duc cu întrebările în zona asta ceva mai tehnică, a problemei conștiinței, a qualii, da, cele caracteristici ale conștiinței umane, însă probabil că o să le lăsăm pentru o altă întâlnire, pentru că întâlnire ar merita o întâlnire de sine stătătoare așa ceva. Mă gândeam, Sandu, la faptul că Călătoria în jurul omului, până la urmă, e o carte
foarte curajoasă, din punctul meu de vedere, pentru că nu ai nicio reținere, sau mă rog, poate că ai avut reținere, dar le-ai depășit, în a aborda până la urmă niște teme mari, niște teme importante. Ai vorbit despre viață, despre moarte, despre libertate și despre chestiunea tabloidă pe care simt că în curând o să fiți curioși să o aflați, de-aia vă tot fierb la foc mic așa, care o fi chestiunea tabloidă. Promit că vă spun care e întrebarea mea tabloidă, dar aș vrea cumva să fie ultima și de-aia tot amând momentul. Pari și din punctul ăsta de vedere cumva un tip ușor din alt timp, pentru că inteligența ta e în mod evident una sintetică. Aduni informații pe care le faci să lucreze în foarte multe domenii. Spui probleme filozofice plecând de la structura unei frunze și de la felul în care ai dormit sau n-ai dormit cu o noapte înainte. Pleci de la biologie sau de la ecologie și ajungi la întrebări despre viață, moarte, libertate și alte lucruri de felul ăsta. La facultate predai discipline diverse, chiar dacă înrudite. Și mă întrebam, nu este asta ușor anacronic într-o societate mai degrabă tentată și ispitită mereu să devină, în care cunoașterea devine mai degrabă de nișă și devine ultra-specializată? Te consideri așa un soi de tip renascentist, de intelectual, sau nu ți-ai pus problema asta până acum? Ba da, mi-am pus, pentru că din punct de vedere universitar, ce fac eu e sinucidere. Deci așa pentru mi se pare și cariera, mie, pentru cariera, dar asta cred că tot are legătură cu frica mea de moarte. Și am zis că o confrunt și aici. Întâi îmi îngrop cariera și după aia mă îngrop pe mine. Pentru cariera de universitar, ce fac eu, nu are niciun sens. Deci cartea asta mea nu mi-aduce niciun punctaj la... nimic, da. La nimic. Nu. Și multe lucruri pe care le fac, dar... Nu știu, cred că este nevoie și de oamenii ăștia ca mine în universitate. Deci nu mă consider m-am considerat foarte multă vreme un impostor. Pentru că visam la cai vers pe pereți și în continuare visez. Dar acum cred că este nevoie și de oamenii ăștia, pentru că până la urma urmei, într-o oarecare măsură, studenții mă plac și cred că într-un fel îmi aduc și eu aportul aici. Dar dacă mă gândesc la cariera mea, nu, e un grob. Însă cred că lucrurile ar trebui să se schimbe. Cred un pic că lucrurile ar trebui să se schimbe. Nu poți să faci, de exemplu, carieră în biologie dacă nu te specializezi pe ceva, pe o nișă. Însă lucrurile deja au devenit foarte tehnice și mie nu îmi dau sens. Adică dacă nu mi-aș îngropa cariera, m-aș îngropa pe mine. Da. Cel de-al treilea picioruș al cărăbușului. Da, domeniul de studiu. Sau... Da, am înțeles. Bun. O ultimă ofertă pentru seara asta, iată că avem o mânuță ridicată, doamna Ioana Enescu, vă rog. Bună seara, mă auziți? Da. Bună seara, îmi pare rău că nu pot să intru și cu video, dar camera mea are o problemă. Am simțit nevoia să intervin, pentru că l-am auzit pe Sandu spunând acum ceva cu care chiar nu sunt de acord, și anume faptul că își îngroapă cariera. Nu. Este, din punctul meu de vedere, un mare deschizător de drumuri. Într-o zonă în care în România încă nu există oameni care să facă ce face el, și anume să vină dinspre știință și să aducă toate experiențele, toate cunoștințele, toate emoțiile, și să le canalizeze spre zona în care natura să devină un spațiu de care să ne reapropiem, cu care să ne reîmprietenim. Ce face Sandu este ceea ce în universitățile mari din lume fac echipe întregi de cercetători. Antropologi, sociologi, istorici, biologi. Da? Deci el cred că nu-și dă seama încă foarte bine sau este prea modest
când spune că n-are nicio legătură cu cariera lui în festare. Va avea, sunt sigură de asta. Iar cartea lui este un asemenea moment foarte important de început pentru un domeniu interdisciplinar în spațiul românesc. Și sunt sigură că o să mai auzim despre el și o să mai auzim despre cărți de ale lui care vor vedea în continuare natura cu atât de multe perspective în același timp. Întrebarea mea, dacă se poate să o mai adresez, este ce i-ar spune Sandu de 35 de ani, lui Sandu de 45 de ani, lui Sandu de 55 de ani, ce i-ar transmite, ce mesaj i-ar da? Ce întrebare! Mulțumesc frumos! Și vă mulțumesc pentru intervenție. I-aș spune că e important să nu neapărat să fie cel mai bun Sandu, dar să fie cel mai bucuros și mulțumit de el cumva. Adică să mă țin bine în șa cu tot ceea ce înseamnă succesul și performanța și să mă bucur foarte tare de tot ceea ce mi-aduce implicarea asta care îmi dă sens, așa. Și apropo de carieră, eu fac din asta o carieră, sunt satisfăcut, dar din perspectivă universitară. Eu dacă continui așa, și sunt convins că așa o să continui, eu o să mor lector. Sper cât mai târziu posibil. Nici vorbă. Nu cred asta. Da, bine, mulțumesc foarte mult. E o bucurie să vă ascult și să vă citesc. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. Aproape că aș fi tentat să întreb invers. Dacă domnul Enescu a întrebat ce ar spune Sandu de 35 de ani lui Sandu de 50, eu aș întreba invers. Ce ar spune Sandu de 50 lui Sandu de 35? Lectorul Sandu de 50, lectorului Sandu de 35. Nu știu, aș vrea să zic că cumva mă, ai făcut treabă bună, am înțeles ceva din lumea asta în care am venit. Foarte fain, foarte fain. Bun, dacă mai avem întrebări și intervenții, dacă nu, nu o să vă mai fierb și o să adresez și eu întrebarea asta tabloidă a mea. Întrebarea tabloidă este o întrebare la care răspunzi cumva în carte, deși recunosc, nu mă așteptam ca, hai să spunem, discuția din carte să ajungă acolo, dar a fost foarte interesant că a ajuns. De ce se răcesc relațiile după 3-5 ani, așa, după cum am constatat în foarte multe cazuri? Există o explicație evoluționistă și e foarte interesant. Da. Se zice că iubirea cel puțin romantică, ne durează 3 ani și explicația asta vine din perspectiva în care, așa cum spuneam la un moment dat, noi suntem făcuți pe lumea asta ca să trăim și să ne reproducem. Și atunci avem un scenariu care cascada asta de hormoni care animă toată relația noastră romantică ar dura un an de zile. Dacă ar fi programată să dureze numai un an de zile, atunci cei doi ar avea un copil și el ar pleca din cuplu când copilul ar avea, să zicem, câteva luni și femeia rămâne cu copilul, deci copilul are și foarte puține șanse să supraviețuiască. Dacă avem un alt cuplu în care cascada asta de hormoni ar dura mai mult, să zicem 6 ani, și atunci el ar sta acolo cu ea în cuplu 6 ani, ar avea un copil și copilul are foarte mari șanse să supraviețuiască. Și ar supraviețui și ar da genele mai departe. Însă, se crede că, de fapt, cel mai eficient pentru specie este ca această cascadă să dureze 3 ani. De ce? Pentru că în momentul în care copilul începe să meargă și să vorbească, are șanse mari să supraviețuiască și atunci tatăl poate să plece și să facă un copil cu altcineva. Și în 6 ani de zile să aibă 2 copii. Cumva noi suntem urmașii celor care au fost cei mai eficienți în reproducere.
pentru că cei care stăteau numai un an de zile n-au putut să-și dea genele mai departe, cei care au stat mai mult de 3 ani de zile au dat prea puține gene mai departe și cei care au stat fix 3 ani au dat cele mai multe gene mai departe și iată-ne aici pe Zoom. Am pus întrebarea asta pentru că voiam să se audă public susținut din om de știință că, doamnelor și domnișoarelor, avem o scuză, ca să zic așa. Bun. Dar acolo în carte am nuanțat un pic lucrurile. Sigur, da. Glumim și mi-am și propus cumva să chem în tonul ăsta mai relaxat. Tocmai de-aia am și evitat unele fire de discuție ceva mai dificile și mai încruntate. Dar mă gândeam așa, Sandu, absolvent de biologie și teologie, nu? Pare că am vins biologia un pic în lupta cu teologia, da, ca să spunem așa. Da, nici n-a fost o luptă foarte grea. Ok, dar nu o să intrăm în discuția asta acum, am făcut doar un mic teaser pentru o discuție viitoare. Ne apropiem de final, nu știu dacă realizați, dar vorbim de 2 ore aproape, ceea ce e fascinant, nu știu când a trecut timpul. Și îmi veți permite să închei cu un paragraf din cartea lui Sandu, care mi-a plăcut tare mult. Și care cred că, nu știu, concentrează foarte bine toată emoția, sensibilitatea și inteligența care au avut loc între paginile acestei cărți. Din punctul meu de vedere, una dintre cărțile remarcabile de nici nu știu de ce e. Ea a apărut în colecția de știință, însă e mai degrabă un eseu, e mai degrabă o colecție de eseuri care pendulează foarte firesc între știință, filozofie, eseistică și așa mai departe. Foarte multe referințe și citări literare. Se vede cultura Sandu, se vede că e asimilată cu toată curiozitatea și pătrunderea și așa cred că trebuie să fie întotdeauna cultura adevărată, nu demonstrativă și nu în alte feluri. Am călătorit în jurul lumii, adică în jurul nostru, căci noi, cu toate câte sunt, suntem lumea. Ajuns acasă, știu în sinea mea că lumea nu mai este cum era, ci deja s-a schimbat, așa cum și eu m-am schimbat, chiar dacă paradoxal și eu și lumea ne-am păstrat esența. Am început călătoria învățând cum se mănâncă un fruct exotic, v-am povestit că înainte să muști trebuie să-l cântărești în mână, să-l privești cu băgare de seamă și să-l miroși ca un îndrăgostit, imaginându-și ce gust ar putea avea. Am terminat călătoria descoperind că viața este ca un fruct exotic și că există 4 căi prin care o putem cunoaște, folosind cele 4 spectre ale ființei noastre ce se amestecă în noi ca într-un tablou sfumat, cel biologic, cultural, emoțional și existențial. Am priceput că dacă vreau să mă bucur de experiența vieții, trebuie să-mi antrenez aceste simțuri. Recunosc însă că după tot acest periplu nu am ajuns să pătrund cu mintea și să înțeleg așa cum i-am dorit când am plănuit toată experiența și cum am crezut că o să se întâmple, care este limita clară dintre bine și rău, frumos și urât, adevărat și fals, și am în continuare bănuiala că hotarele acestea de distinție nu există clar și nu pot fi trasate irevocabil și universal. Este însă ceva ce am ajuns să cunosc și știu acum sigur că în fiecare amănunt al ei, lumea este cu totul și cu totul fascinantă și e incredibil că am privilegiu să fiu parte din ea împreună cu tine. E, cred, o încheiere bună pentru întâlnirea astăzi din seara asta. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost alături de noi. Să știi că și eu mai am ceva propuneri pentru viitor. Mă gândeam să te las până după întâlnire, dar cum văd că se înmulțesc foarte mult propunerile pentru tine, m-am gândit să mă înscriu și eu pe listă pentru următoare întâlnire. Putem bea berea aceea la Buzău, eventual, dacă ajungi acolo, pentru că e relativ aproape de Galați. Și eu vă mulțumesc tare mult tuturor, lui Sandu în primul rând. Mulțumesc și eu. Pentru că ne-ați onorat cu prezența și să ne revedem la următoarele cafenele Merito. Cred că pot să și spun deja, pentru că oarecum știm cine va fi invitat următoarea ediție și cred că
și Sandu se va bucura să știe cine îi urmează, ca să spunem așa. Invitata noastră în februarie o să fie Emilia Șercan și discuția o să fie despre onestitate în munca academică și în viața publică. Până atunci mai avem un eveniment, apel al ține în surpriză. Mulțumesc încă o dată și să ne revedem sănătoși. Drum bun în Brazilia, vezi ce faci acolo, da, te așteptăm înapoi pentru noi întâlniri. La revedere și numai bine, pe data viitoare. O seară bună, servus, să rămână!